Salut! Noi suntem Cocoli și bine ați venit la Roblox! Sculptăm dovleci de Halloween! Apăsați butonul de Cocoli pentru mai mulți dovleci sculptați! Și cine o să sculpteze dovleci adevărat anul acesta? Vreau să ne scrieți în comentarii! Ce vorbești? Și pe canalul meu de Cocos Cristina, eu și Felix vom sculpta dovleci adevărat, așa că nu uitați să dați subscribe și acolo! O să fie super fain! Cristina, uite, eu am și fantomă! Bă, deci Felix este ultra mega șmecher, Felix are fantomă, are dintr-o asta de... Ia, de ce merge așa de repede? Ce? Te pui pe linia asta și mergi repede? Da, stai Cristina, stai că am promis să zic, vină înapoi. Au! Ai, am crezut că tu ai te-ai dus partea alaltă. Salut, Felix, oprește-te! Vină înapoi ca să cumperi chestii. Deci eu sunt aici super avansat, că am mai jucat anul trecut. Și Cristina, cu nu mai jucat anul trecut, nu e avansată. Vină cu aceea, Cristina. Murmărește o fantomă! Ea e fantoma mea! Ai fantoma ta? Ia vezi cât costă o fantomă pentru tine. Ok, haide să vedem. Dar eu am Adopt Ghost. Da, haide să vedem, să dăm Adopt Ghost. Buy now. Cât costă? De înapoi, back. Asta, dau buy now. 20 zahăr, n-ai, trebuie să faci rost. Trebuie să bați din ăștia. Trebuie să sculpteze dovleci. Da, nu? Da. Dar nu știu cum se sculptează. Da, dai cu cuțâtul, într-un dovleac care e închis. Într-un dovleac care este închis. Așa. Bine, dar nu se întâmplă nimic, să știi. Păi stai puțin. Adică dau un el și la mine nu se întâmplă nimic. Dar scrie Rainbow Carbon, ăsta deja ai făcut. Caut unul care nu ia lui altul. Uite-l din față. Unul care nu ia nimănui. Da. Vezi? Ok, bun. Deci primul meu dovleac sculptat. Astăzi, după cum vedeți, Felix se filmează pe el cu caracterul lui. Da, sunt super avansat că sunt în urmă. Da, de asta. Mi-a dat niște semințe aici. Da, semințe îți dă. Auzi, Cristina, vezi că ai niște, cum se cheamă, niște dulciuri. Vezi ce poți să-ți cumperi. Am 100 de bomboane. Carvers din ăsta. Am 100 de bomboane și mă duc acum să văd ce aș putea să-mi cumpăr. Uite cum vând semințele. Îți dă bomboane. Bine. Și unde ți arată câte semințe ai ca să le vinzi? Nu știu, du-te le vinzi în dreapta. Mă duc aici la Carver. Vine prima oară semințele. Aici așa, vinde-le. Bine, la sale. Sell seeds. Sell ok, seeds. Bine, am vândut. Așa, și după aceea merge aici la Carver și ia-ți un cuțit mai bun. Am 120 de bomboane. Haide să mă duc aici să văd și eu ce cuțit să-mi cumpăr. Perfect. 150. Mai faci, mai faci rost. Trebuie să mai faci jos. Și când faci așa din când în când, o să-ți mai dea... Ai, mă duc la ălea din față, Cristina. Tu ești mai șmecher. Da. 4000 de astea. Mamă, ce nebunie. Asta cât îmi ia să fac? Mamă, da. Ce mare. Tu poți să dai autocarb. Autocarb? Da. Poate găsești tu. L-am găsit. Așa. Dar îmi place așa cu autocarb. Și când faci jos de câte bomboane ai? 120 la 150 și ți-ai un cuțit nou. Dar și din când în când îți dă zahăr. Și cu zahărul îți cumperi Ghosty. Și se depune. Așa e fain cu autocar, Felix. Da. E super tare. Nu mai trebuie să mai dai 1000 de clipuri. Și clipuri. Uite, de aici ați poți cumpăra fețele de... Fețele de dovleac. Da. Dar ce șmechere sunt aici. Ce pânză de puianj în mare acolo. Felix, ai grijă să nu te blochezi în ea. Am grijă. Wow, crezi că dovleac ăsta, puianjinul care a sculptat-o, a plecat în vacanță? Cred că poți să faci. Îmi zice să mă duc. Ce? Pe îmi zice să mă duc să vând. Vinde, da. N-am undeva unde să poate să mă teleporteze ca să nu mai merg atât de mult. Costă bani. Costă bani? Ia uite, mi-a dat 104 bomboane că am bătut un zombie. Bate și tu zombie. Te poți bătea cu zombie? Da, vezi dacă poți să-i bați. Imediat, stai mai întâi să mă duc și eu aici să-mi cumpăr carvers. Care teleportă? Că acum am bani, buy now. Mi-am cumpărat și eu. Mi-am cumpărat și eu. Echip, de echip. Acum de echip. Ok. Sănătate. Și zahăr cât ai? Zero. Trebuie să faci zahăr. Și zahărul ăsta cum îl faci? Când mi se pare că îți dă la uneori când bați dovleci, îți dă niște zahăr. Sau nu știu ce să ai. Dau pe auto upgrade. Da. Dar e fain acolo la tine, Felix? Îți mai mari dovlecii. Ia vezi dacă poți să bați un zombie. Da, care e zombie? Asta scheletul ăsta, uite. Și bate atât că îți dă candy. Bate-l cu Cristina. Uite cum bate Cristina. Eu mă bat cu un schelet. Bate-l. L-am făcut schelet. Mi-a dat 16 bomboane. Frumos din partea lui, destul de darnic. Ok, deci acum de fiecare dată când voi vedea un schelet, mă voi bate cu el. Ia uite câte semințe vin, mamă, fratele meu, câte semințe vin de aia. Dar așa mă pot mișca foarte repede dacă este pe automat. Să-ți cumperi și eu fantome când ai bani. Am mai văzut aici cu un schelet. Este, ăsta are o cutie pe cap. Se crede șmecher. Deci eu l-am pe ăsta. L-am bătut, mi-a dat 27, Felix. 27, ăsta a fost mai darnic. A fost mai darnic? Super fain. Să văd cât costă un ghiozdanel, ce ghiozdan am eu?
Îl am pe ăsta de... Și ghiozdan am eu. Și ghiozdanul tot așa în bomboane. Da, tot în bomboane. Ă, stai! Backpack-ul meu este full. 5500. Am vrea și eu să mă teleportez la magazin. Dar nici eu nu pot să mă teleportez. Teleport area, Game Pass. A, merge! Unde? E cu bani. Aaaa... Jocul ăsta ne pune neapărat... E cu bani! Și asta. Jocul ăsta ne pune să facem spor de Halloween, să nu se depună toate bomboanele. Uite aici, chestia asta de aici, vezi? Teleportul spawnerea, confirm. Ah, ok. Deci chestia asta... Da. Stai, care? Că nu... nu... A treia. De jos. A treia de jos. Ah, ok. Deci a treia de jos, dacă dai... Tu n-ai niciun zahăr șocandată. N-am niciun zahăr, dar mă duc să mă mai bat cu... Oh my god, asta e o mumie, ce asta? Da, și-o bat din ăștia. Nu fugi, nu fugi, că vreau să te bat! Proful Shrek. Da? Ah, și zombie așa văd că mă dau zahăr. Ah, deci înseamnă că ei ne dau zahăr. Sunt mai mari șansele să... Mi-a dat 5 zahăr! A, perfect. La 20 zahăr îți adoptezi o fantomă. Mi-adopt o fantomă. Da. Nu, eu, deci de acum mă duc să bat numai monștri, Felix. Nu, pentru că ăștia îmi dau bomboane și e posibil să-mi dea și zahăr. Îți ia puțin din viață, să știi. A, mi-a puțin din viață? Mm-hmm. Și atunci eu cum îmi recâștig viața? Cazi jos și te refaci. A, ok. Bine, o să cazi și o să mă refac. Am 138 de bomboane, în caz de vă întrebați. Bravo. Și 5 zahăr. 5 zahăr, trebuie să faci 20 zahăr. Uite, acolo ta profitare, Cristina. 20 de zahăr. Da. Tu treci pe dovleci, ai făcut și eu 662. Păi da, dar tu ai experiență. Experiența anului trecut. N-am mergat de Felix are experiență de viață, experiență de gamer. Felix, foarte fain asta cu teleportarea, că trebuie să mă teleportez direct. Să vedem cât facem. Și un schelet, 4 zahăr, acum am 9 zahăr. Bravo. Trebuie să am un total de 20 de zahăr? Atâta e prima fantomă. Prima fantomă? Pet ghost. Ah, 16! Ura! Am 16 zahăr. O, ce tare! Îți ești tu prima fantomă, să te văd cum arată. Da. Ah, fiți atenți pe ghiozdanul tău în spate, care de-abia se vede numărul câte semințe ai, de-abia se vede. Da. Te-ai teleportat? Da, m-am teleportat și acum am vânt. Mamă, ce fain e zona asta. Sunt curios ce e zona cealaltă unde nu pot să merg nici eu. Ia stai să văd. Ce fain. A, uite, 16. În partea dreaptă e viața ta aia cu roșu. O vezi? Da, dar nu mai merge mie mouse-ul. Mai încearcă. Nu merge să mă duc stânga dreapta. Ia-l pe ăla. Mă duc așa, las că mă duc așa. Mai un mouse. Ok. Merge? Nu, dar mă duc de pe săgeți. Dacă vrei, ia mouse-ul ălalt. Ți-l dau? Las că mă descurc așa. Ia uite ce fain! 4.000. Mamă, uite, la dovlecii îți trebuie 35.000 ca să mergi la dovlecii verzi. Nu-i nimeni. 35.000? Nu-i nimeni, vreau eu să ajung! Și după dovlecia verzi, ce mai este, Felix? Nu știu ceva, dar îi costă mult, Cristina. Trebuie să avansezi, Cristina, să așa... Asta înseamnă că va trebui să facem mai multe episoade până la Halloween. Dacă vă place, scrieți aici și facem episoade numai cu dovleci. Cristina, poți schimbi fețele, poți schimbi fețele de pumpkins, ia dă-i. Bă, cred că da, stai aici să-mi vând. Păi astea costă. Nu, când faci, când carve 20 more pumpkins. Ah, înțeleg. Ok. Mi se pare super duper, am 19, deci mai am nevoie de un singur zahăr. Mă duc să bat o mumie dintre asta. Ți-o dat mumia asta, ți-o dat zahăr? Ah, nu pleca mumie, că vreau să te bat. Ți-o dat zahăr ăștia? Da, toți ăștia mi-au dat zahăr. Dar văd că și ei mă atacă pe mine, dar eu sunt mult mai puternică decât ei. Confirm. Așa. Mi-au dat 4 zahăr, bravo! Deci acum nu merge mouse-ul. Nu merge. Nu știu de ce nu merge mouse-ul ăsta. Încearcă pe ăsta. Să văd dacă ăsta merge. Să vedem cum stă. Ăsta nu merge deloc. Păi acum l-am pornit. Ah, ok. Se pare că Felix mi-a făcut rost de mouse. 5.000, eu nu știu, mă ajută să dau damage mai mare chestiile astea. Am venit și eu lângă tine, Felix, ia uite de la ce mine. Faci? Uite cum dacă ești ce pot să fac? Am 23 de zahăr. Ce zice că pot să-mi cumpăr? Ia-ți o fantomă, pet. Un pet? Da. Haide să-mi iau Adopt Ghost. Buy now. Hai, buy now. Am cumpărat și acum pune-ți-l. Echip. Ok. Și fantoma asta te ajută să-ți dea mai multe semințe. Ia să vedem. Unde că vine după mine? Uite. Haide după mine, fantomiță. Și a mea e matchmaker, dar așa te faină. Uite ce fuge Cristina. I-am fugit aici să nu mă vadă nimeni. Ok, deci mă duc să mă mai bat cu niște monștri, da. Pentru că ăsta e secretul cocolișilor. Secretul este să te bați cu monștri ăștia pentru că îți dau o grămadă de zahăr. Și după să-ți cumperi ori ghiozdan mai mare poți să-ți cumperi, sau poți să-ți cumperi
dacă nu vrei ghiozdan mai mare, poți să-ți cumperi cuțit mai bun. Cuțit, cuțit. Dar poți să cumperi și ghiozdan mai mare. Vrei, tu vrei să bați monștri mai mult? Vreau să bat monștri pentru că ei îmi dau zahăr și știți la ce concluzie am ajuns eu? Ce concluzie? Că monștrii ăștia sunt de fapt oameni care au mâncat prea multe bomboane de Halloween. Și ia uitați cum au ajuns. De-aia au ei foarte mult zahăr să ne dea, că au surplus. Câte bomboane îți dă când bați un zombălău din ăsta? Păi depinde, unul mai darnic, altul mai puțin darnic. Unul îmi dă 4, unul îmi dă 1, altul îmi dă 5. Ia uite la mine cât îmi dă. Uite așa puțin. Wow! 106. Dar de ce? Pentru că eu sunt la lumea cealaltă, Cristina, sunt super avansat. A, înțeleg. Ești șmecher atunci. Ești cel mai șmecher. Da, și am și fantoma asta mai șmecheră. Cu 200 de zahăr. Ia, fantoma ta are ochelari. Da, uite, vezi, se vede culăciunea pe ea. Oh, frumos din partea ei, să înțeleg că și ea s-a îmbrăcat în costum de Halloween. Câte episoade am făcut anul trecut? Vezi că ai 20 de din astea, poți să schimbi fața la dovleac. Poți să schimbi fața la dovleac. Stai să mă duc. Echip. Bravo, l-am făcut mai distractiv pe ăsta. Și la mine. Acum o să pot să-mi iau din viață și să mai bat monstruleți. Dar ce fain e lumea asta, sunt curioasă dacă o să putem să ajungem. Să ajungi și tu? Să ajung și eu. La lumea aia în care dovlecii sunt verzi. Oh, ai lume super avansată. Dar credeți că dovlecii aia sunt din slime? Ar fi foarte fain. Am o întrebare, deci ziceți-mi dacă sunt din slime. Ce dă asta în mine? Chiar, știe cineva dacă există dovleci din slime pe cumpărat? Și nu uitați, pe canalul meu Cocox Cristina o să facem și un slime adevărat de Halloween. Faci slime de Halloween, Cristina? Facem eu și Felix, ce ziceți? Dacă vreți, să scrieți în comentarii dacă vreți. Eu zice să dați like și să scrieți în comentarii dacă vreți să facem slime de Halloween nebunie curată. Da. Și o să iasă acolo, noi nu poate să ne cei mai pricepuți la slime, dar ne iese foarte bine. Da, nu suntem cei mai pricepuți, dar suntem cu siguranță cei mai creativi. Facem slime-urile cele mai creative. Așa. Este, bă, ăștia uneori îmi dau bomboane de toate culorile. Cum au și ei, tu nu mă bați moștri, nu te mai și dovlecești. Mă mai și dovlecesc din când în când. Au, dar 35.000, nu e nimeni de aici, așa. Cred că jocul o să se joacă lumea doar de Halloween. Asta cred și eu, dar da. Noi am început mai repede ca să avem timp până pe Halloween să fim cât mai bengoli de Halloween. Da, dar eu cred că nu se joacă lumea în restul anului, dar mi-mi place simulatorul ăsta. Chiar îmi place. Felix, poate ne îngânți cu o plăcintă de dovleac de Halloween-ul acesta, ce zici? Felix are talent să facă plăcintă cu dovleac. Și cu brânză, cu brânză e așa de bună. Da, dar asta o faci acum de Halloween, așa și, cu dovleac. Și unde vrei să o fac, soră? Poate pe canalul meu facem un vlog. Oh my god, au început invidia vecinilor când auzi de plăcintă dovleac, ei nu au. Asta zic și eu. Cumva Cocolix o să facă plăcintă cu dovleac și noi n-avem? E foarte bună, dar este un secret. Trebuie să o faci cu stil, să alegi dovlecul bun. Dovlecul. Ați auzit dovlecul? Și să iasă ca o budincă dovlecul ăla când îl faci. Tu unde ești, Felix? Unde ești? Că nu te văd. Tu ești în a doua lume? Da, acolo unde e grosul. Și acolo ce ți-a trebuit ca să ajungi? 4.000. 4.000 de bomboane? Da. Vecinilor! Ai 4.000 de bomboane? Am 521. O duci bine, o duci bine. O duci bine, nu? O duci bine. Asta zic și eu, că o duc foarte bine. O duci foarte bine. Eu trebuie în lumea cealaltă, e 35.000. Cum stai, Cristina? Stau excelent, Felix. Am 577 de bomboane și 16 zahăr. Auzi, Cristina, cumpără-ți un cuțit mai bun. Cât costă un cuțit mai bun? Du-te să vezi, că nu știu, că știu la mine cât costă. Imediat stai să nu-mi plăce ghiozdanul. Că îi bați mai repede pe zombălaci. Ah, îi bat mai repede? Da. Un cuțit mai bun? Păi să înțeleg că sculptezi. Sculptezi și monștri. Ai damage mai mare. DMG. DMG? Uh-huh. Imediat aici, ca să mai am foarte puțin, ca să-mi umplu și eu ghiozdănelul. Ca să totuși să nu fac drum așa, da. Gol, și vezi cât costă. Îți iei pe ăla al mai bun, care îți permiți. Al mai bun? Da, al mai bun. Cât îți permiți tu? La Carvers, nu? Da. Hai să văd aici. Upgrade, să vedem ce îmi permit eu. Ăla ți-l permiți, 250, ți-l permiți? Ăsta de 425. Da. Uite, să vezi că diferență. Silver Carver. Da, de argint. Și să vezi acum cu ce damage dai. Am un cuțitaș de argint. Și vezi cât costă un ghiozdan nou pentru tine. Aoleu, backpack, mă duc aici. Să văd domnul schelet ce îmi vinde. Dacă cumva te apropii de altul, mai ați adun bani. Nu mă apropii. De nu poate. Mă apropii de ăsta de 300. Da, celălalt e deja 1000 și ceva. Ăla e pe ăla de 300. Am să-l iau pe cel de 300. Așa, cuțitul mai bun. Dar ce-mi place aici, în sătucul ăsta de Halloween. Ia să-l bate monstrul ăsta. Dai damage mai mare, cât dai? Ia să văd, dai că dau pe autocarv. Nenea, nu pleca, că vreau să-ți dau. 7, înainte te deam cu 5. Păi vezi, contează, Cristina. Felix a avut o idee genială ca să-mi iau alt cuțitaș.
E mai bine așa? Acum cu cuțitașul ăsta e super, când da. Cât mai mult damage. Bă, nu m-a lăsat aici să... Tusăt? Acolo spui alieni. Unde? În shop. Ai văzut? Shop-ul ăsta da. E plin de păianjeni. Așa un cuțit. Vai, ce fain! Vai, ce s-a făcut așa. Vezi cum mai poți cât mai curte fantoma. Îți iei fantome. Să mai iau fantome? Da. Ok. Și putem să ne punem mai multe fantome una după alta sau? Nu știu. Putem să dăm la fantome la ghost. Adică putem acolo la spațiu să dăm echip la mai multe deodată? Nu știu, eu văd că am pe fantome. A, nu, numai una poți. Numai una? Da. Și trebuie să fie una mai bengoasă, nu? Da. Pe nu știu cât următoarea, 50, cât ai, 16. Da, uite, tu cât damage dai? 7, nu? Da, dau 7. Eu dau 12, nu-i diferență foarte mare. Ok. Trebuie să mă duc deja să-mi vând pentru că mi s-au umplut ghiozdănașul ăsta. Am 228 acum și stai să văd după ce vindem cât fac. Să vedem dacă am aș putea să-mi fac 300. Haide, haide, aproape, 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 268! Cred că trebuie să mai bat fantome, asta e singura explicație. Trebuie să mai bat fantome. Care-i fantoma care vrea să se bată cu mine? Care-i? Uite aici una care e pe jumătate moartă. Este! Ce ușor a fost de făcut. No, dar chiar e foarte faină. Simulatorul ăsta. Și mie îmi place super, super tare. Felicitări de mult dinaintea mea, dar nu contează că o să-l ajung și eu probabil. Tu ai 40 aproape de dobleci și eu acum am vorbit de 700. Mamă mia. Nu știu, ne-am jucat așa de mult anul trecut. Se pare că da, se frate. Pare că, dar chiar nu ne plăcea. Am făcut foarte mulți dobleci anul trecut. Mamă. Dar ce repede mi se umple ghiuzdănașul ăsta al meu. Păi nici. Deci, acum, cred că acum voi putea să-mi fac și eu să-mi cumpăr ghiuzdănașul. Da, de deja am depășit 300 și mă duc. Salut, Felix! Salut! Salut, uite, eu sunt la magazin. Da, ăla e de peți. A, mă duc la peți. Da, mă duc aici la domnul monstru, monstrul schelet. Așa, și cumpăr aici... Văd și peții. Buy now. Echip. E un pet fain? 450 costă. 450 de bomboane? De zahăr costă. Deci tu de zahăr? Și ce aș putea să-mi cumpăr? Cel mai ieftin. De ăla de 50? Da, 50 ăla negru. Bă, dar nu dacă am atâta. Mă pun aici să mai bat mai mulți monștri. Bat mai mulți monștri. Pentru că am doar 6. 18 ai. 18. Aici am mai dat acum puțin. Ai mai dat. Îi bați pe toți. Dar Cristina, uite, dintre toți așa de aici, eu sunt singurul care este pe lumea asta. Ești singurul cel mai șmecher. Da, singurul. Nimeni nu este pe lumea asta. Vă dați seama cât de șmecher este Felix? 100 de bomboane, da. Mamă, ce nebunie. Moai, ce zombi acolo! Du-te și bate-l pe ăla, Felix! 100, uite știu... Ăla verde, bate-l pe zombilică! 100 de bomboane dă când bați un zombi. Serios? Da. Ăștia zombi costă... Ăia zombi bogătași? Da. Aici e pe clase sociale. Gândește lumea cealaltă cât de mult îți dă. Bă, acolo e numai pentru bogătași. Dar ce-mi plac ăștia că sunt așa de mari. Foarte fain. Și cât îți dă? Câte semințe îți dă? Mi-mi dă 5 semințe. Stai să văd. Mi-mi dă amărâte de 5 semințe. Îmi dă 25 pe dovleac. Plus 8 îmi dă petul ăsta al meu. Petul tău îți dă 1. Am un pet amărât care îmi dă o singură zămâță. Lasă că mă duc aici să mai bat monștrii. Da. Monștrii trebuie bătuți. Trebuie să scoatem tot zahărul din monștri. Chiar iese zahăr. Este mult zahăr. Și vezi că monștrii dau ceva roșu pe jos. E chestia aia. E viață, da. Că îți mai trebuie viață uneori. O cump, o iau, tot timpul o iau. Bine, mai rămâne unul. Ai văzut zici că o cumperi, că ești femeie și din instinct vrei să cumperi tot. Așa. Ca și cum îmi permit, ce știi tu. Îmi permit să iau viața lui ăsta. Sincer, uneori se merită mai mult să bați zombălăi din ăștia. Da, eu cam bat mult. Îți dă 100. Numai că la mine unii cam săraci la mine. Nu prea îmi dau zahăr. 200. Ia să vedem. Cât fac pe semințe? Nu știu dacă mai important e să bați zombălăi. Deci am 1400. Am găsit două ghost dust. Nu se cheamă zahăr, Felix. Se cheamă praf de fantomă. Se cheamă zahăr, ale praf de fantomă, toată lumea știe, e zahăr. Praf de fantomă, zahăr. Da. Asta e super tare ideea, nu mă așteptam la asta. Se pare că la mine se merită mai mult să bat monstrii decât să umplu ghiozdanul. Păi bate că sunt bogătași. Adică monștri bogătași acolo la tine. Adică trebuie să bat 4 monștri, este cât mi-a să umplu ghiozdanul. Trebuie să umplu ghiozdanul, trebuie să trag tare. Oh, new pumpkin face a unlocked. Da, ți-o dat ceva se nou? Se pare că da. Mamă, ce-aș vrea să merg în lumea cealaltă. Ok, d-aștia iei cumva de gratis? Da, când faci un milestone, când faci un dovleac nou. Înțeleg. La exemplu, tu ai 350 dovleci scurtat și de asta, știi? Ia să vedem câți bani mă îmbogățesc eu acum că sunt la magazin și acum vând. Am crescut până la 254 și am 24 de dintre astea. Fain, fain. De zahărel. Am 24 de zahărel.
Doar pauză Heret. Da. La 50. Ce îmi place jocul, frate. Și mi place foarte mult. Dar aș vrea și eu să avansez, să ajung acolo la monștri de slime. Pentru asta îți trebuie 4000. 4000. A, ce darnic a fost un monstru, mi-a dat 5 zahăr. 5 zahăr. Și acum am 29, mă apropii de 30. 50. Și imediat facem 50 ca să ne luăm încă un pet. Hai că eu zic că o duc destul de bine. Trebuie aici doar să fii muncitor, să sculptezi cât mai mulți dovleci. Și să bați cât mai mulți monștri. Nu am dat ce scumpe bomboanțe. Cine ar da pe 500.000 de bomboanțe 8 milioane de lei? E nebun asta. Doamne. Care a făcut jocul. 8 milioane de lei, adică dintre toate jocurile, din 2 milioane de lei, mai pui niște bani, îți iei un PlayStation, îți iei bicicletă. Nu am ști chestii adevărate. Da, cum fug monștri ăștia de lângă mine când văd că mă apropii, știu că am lama ascuțită. Ei, ăsta nu mai pus update de anul trecut în jocul ăsta. Păi poate o să pun acum, că urmează Halloween. Să pună! Felix, am 37 de zahăr! O, ce repede. Cine îți dă zahăr mai mult, morci sau pumpkin-ul? Sincer, rare ori mi dă pumpkin-ul. Rare ori? Morci îți dă mai des? Da, îmi dă mai des. Dar să știi că sunt un monștri zgârciți. Sunt morci zgârciți, nu dă mult. Da, unii îmi dau doar 2 și alții îmi dau 5. La mine aici. Ce este foarte important este să... Mă bat cu doi deodată, frate! Oh my cu God. Doi deodată! Să pe unul deja l-am făcut măr. Le-am făcut măr. Uite, doi deodată. Cinci zahăr mi-a dat. Și unul șapte. Cred că au fost impresionați că m-am bătut cu doi deodată de aia. Ce se bate? Cred că ai azi viața. Am, este... Felix, hai cu mine să-mi cumpăr un pet. Haide. Cam 51. V-am zis eu că o să progresăm repede. Bine, dar trebuie să-mi vând și astea. Hai, vindeți-le și te aștept. Adopt ghost. Dar stai, mai fost pasme. Imediat, aștept. Fast. Buy now, da? Da. Buy now. Hai, echip. Echip. Ia. Ești din spasme. Ce spasme, Felix? A, astea. Da. Okay. Oh my God, ce bronzat e al tău, oh, Cristina. Vă place de fantomița mea. Asta e mult mai bun. Eu zic să continuăm data viitoare, dacă mai vrei jocul ăsta, că mi-e place foarte mult, m-a jucat în continuu, dar doar de Halloween. Nu s-a apăsat butonul de Cocolai, scrieți comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa!